30 de câini în doar 2 săptămâni au fost adoptați din adăpostul special amenajat de municipalitate. În prezent, țarcurile special amenajate găzduiesc circa 400 de patrupede. Chiar dacă în aceste zile la Giurgiu au fost temperaturi scăzute, viscol și zăpadă, maidanezii nu au avut de suferit din cauza fenomenelor meteorologice. Angajații adăpostului le oferă necuvântătoarelor apă caldă și mâncare caldă, dar și hrană uscată. De asemenea, cuștile acestora sunt izolate corespunzător. De câini în adăpostul public. Câți au fost adoptați? În ultima perioadă 30 de câini am dat spre adopție și așteptăm în continuare să încredințăm și pe ceilalți. Vorbiți-mi, vă rog, despre condițiile în care trăiesc ei acum, având în vedere temperaturile de afară. Au condiții bune, deoarece puștile sunt izolate, corespunzător, nu intră zăpada, au pătuțuri făcute din haine primite donație, au coșuri, au curcușuri special amenajate și primesc apă caldă și hrană caldă, alternativ cu hrană uscată, bineînțeles. Potrivit doctorului veterinar Gina Isaia, în prezent un număr de 24 de câini se află sub tratament, însă nu din cauza temperaturilor scăzute. De asemenea, Gina Isaia mai spune că, datorită donațiilor primite din partea unei fabrici de pâine din oraș a iubitorilor de animale, stocul de mâncare pe care îl deține este suficient pentru o săptămână.